Garajul și o anexă a clădirii unde se află Procuratura Raionului Ungheni au luat foc în această noapte. Sediul Procuraturii a rămas intact. Nicio persoană nu a putut suferi. La lichidarea incendiului au fost trimise trei echipe de salvatori. Aceștia au reușit să scoată din flăcări un automobil. Conform GSU, focul a distrus o anexă cu bunuri materiale învechite și 60% din suprafața garajului. Circumstanțele și cauza urmează a fi stabilite ulterior de specialiști.